De această dată vă voi prezenta un buchețel mai special. Este un buchet de mireasă, ce, după cum se vede, are o formă neregulată. Această formă neregulată este dată de accesoriile verzi, în cazul buchetului argintii, care sunt, practic, evidențiate de acest eucalipt. Avem aici două tipuri de eucalipt. Acesta care are frunza mai lunguiață este eucalipt populus și mai avem și eucaliptul cu frunză mai rotundă, eucalipt cinerea. Iubitorii de plante aromatice în special aleg aceste variante de combinații, pentru că au un parfum deosebit. Sunt și foarte rezistente. În combinație avem și Eustoma lemon. Este practic lisiantusul verde. Sper să se deosebească. În combinație cu astilbe, lisiantus alb sau Eustoma albă. Mai avem trandafirul avalanș, care aduce un pic de culoare buchetului prin cremul acesta. El nu este alb pur. Se vede diferența dintre Eustoma albă și trandafirul avalanș crem. De asemenea, acest buchet este foarte parfumat, nu doar de la eucalipt, ci mai are matiola, această floare albă. Este foarte parfumată. Neregularitatea buchețelului este dată atât de eucalipt, cât și de planta aceasta, care are și niște floricele. Este negera. Și este frumoasă atât cu floare, cât și fără floare. Atunci când cad petalele florilor, ea rămâne ca un bulbișor verde cu niște antenuțe. Este deosebit. De asemenea, ce nu am spus din conținutul buchețelului nostru, sunt aceste moțuri. Da? Care sunt astilbe. Aceste plantuțe le întâlnim în diverse culori. Eu am varianta de alb crem, pentru că se combine foarte bine cu ceea ce avem noi în acest buchet. Cam așa arată. Baza este susținută de cât mai multe plantuțe de eucalipt. Așa era și dorința așa miresei de a fi cât mai neregulat. Arată foarte frumos, este deosebit și merită munca pe care am depus-o la el, pentru că este necesar ca fiecare floare și plântuță să fie luate în parte și pregătite pentru realizarea buchetului, astfel că finalul este acesta. Cu siguranță va fi un buchet care va atrage atenția mâine și pozele vor fi foarte reușite. Parfumul emanat este unul care împrospătează mereu starea. Așadar, îndrăzniți să comandați ceea ce vă place. De obicei, nunțile nu prea au teme pe care să le comande ca și în modă un anumit stilist. De aceea, nu vă fie teamă să alegeți ce vă place. Vă invit să vizitați și pagina mea de Facebook, de fapt profilul de Facebook, Anca Aranjamente Florale, și veți găsi nenumărate modele. Aștept
părerile voastre, întrebări, comentarii și vă voi răspunde cu drag, vă voi sfătui în ce aveți nevoie. Este lucrul pe care îl fac cu drag, iubesc această artă a florilor și voi continua să prezint filmulețe astfel încât să vă fiu de folos cât mai mult. Vă doresc toate cele bune și să fiți înconjurați doar de flori.